Avem astă seară un subiect extrem de important. O să vedeți noutăți din lumea școlii, dinspre Ministerul Educației, dinspre sindicate, pentru că avem plăcerea să vină în studio domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ, Gorj, căruia îi spunem bun venit. Bună seara, bine v-am găsit. Nu întâmplătoare este prezența dumneavoastră la emisiunea din această seară, pentru că în ultima perioadă, și mă refer la anul 2019 acum, Federația din care faceți parte, Federația Sindicatelor Libere de Învățământ, cea mai mare din sector, a organizat mai multe întâlniri cu Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, pe diverse problematici legate atât de legislația care este în schimbare la educație, se prefigurează o nouă lege, cât și pe alte, să spunem așa, doleanțe ale cadrelor didactice care nu sunt împlinite și se caută soluții. Cred că ar trebui să plecăm de aici, mai ales că în urmă cu doar două săptămâni ați organizat o pichetare a prefecturii, tocmai pentru că oamenii din sistem sunt nemulțumiți de anumite lucruri care se întâmplă la acest moment. Dar ce se întâmplă? Toate aceste întâlniri au fost generate de aplicarea, intrarea în vigoare a unor articole din legea 153, din legea salarizării, așa zise, unitare în sistemul bugetar, dar neunitare pentru învățământ. Și mă refer aici, deci prima dată a început cu intrarea în vigoare din luna decembrie a acordării tichetelor acelea, sporuri de hrană pentru cadrele didactice, pentru personalul din învățământ, iar din opinia Ministerului Educației a obligat ca toată lumea, tot personalul din învățământ în vacanțe să fie în concediu, tocmai pentru a nu se acorda acest spor de hrană, și în condițiile în care am avut profesori care au fost în activitate având pregătiri cu elevii pentru olimpiadele și concursurile școlare, au fost profesori care au organizat excursii recreative cu copiii în aceste vacanțe, lucruri care ei sunt în activitate considerați, iar ministerul a obligat conducerile unităților școlare ca să îi pună în concediu, lucru care a generat oarecare nemulțumire. După aceea a intervenit aplicarea de la 1 ianuarie privind acordarea sporului de neuropsihic de 10% pentru personalul didactic de predare, ceea ce a scos lăsând în afară acestui articol personalul didactic auxiliar, personalul care îndeplinește funcții de conducere atât din unitățile școlare cât și din inspectoratele școlare. Într-o astfel de situație era normal ca să au generat nemulțumiri, iar colegii noștri la cine puteau să meargă decât la sindicate, chiar dacă în mare parte le-au acuzat că de ce pentru ei nu facem nimica. Ca atare, de aici s-a născut acea pichetare, dorința de a picheta, de a ne exprima public nemulțumirea față de aplicarea legii 153 a acestui articol, iar și am protestat în fața prefecturii județului Gorj și am înaintat problemele cu o listă cu revendicările noastre conducerii prefecturii județului Gorj, iar aceștia urmând să le depună mai departe la Parlament, să le dea la parlamentarii de Gorj, la primul ministru. Un protest mai bine organizat și mai consistent decât altădată, o pichetare care a fost la 200 anunțată și cred că s-a depășit 200 de persoane acolo, și în același timp oamenii păreau mai hotărâți ca altădată că noi avem în lumea școlii o problemă. Chiar dacă liderii sunt
cel puțin destul de hotărâți din ce am văzut, sau cel puțin situația de la Gorj, avem o problemă că de multe ori cadre didactice nu urmează în general, adică își găsesc tot felul de probleme și nu merg pe varianta grevelor, chiar a protestelor masive. Da, din păcate a ieșit în piață, unii colegi consideră că sunt ridicol de a-și cere drepturile în stradă, dar până la urmă aceasta este forma de protest prin care să ne exprimăm nemulțumirea, prin asta să înțeleagă autoritățile că există nemulțumiri în sectorul învățământ. Nu putem să recurgem la blocarea anului școlar, la blocarea examenelor naționale, și atunci această formă trebuie să existe, trebuie să știe și guvernul că sunt nemulțumiri în sistem. Așa, dacă tăcem și stăm la catedră, ne facem în continuare datoria la catedră doar cu firimiturile care ni le aruncă guvernul, atunci toată lumea zice că suntem mulțumiți. Da, sunt câteva nemulțumiri, aș spune, legitime. Unele dintre ele au fost ridicate în fața ministrului educației, atât când a fost întâlnirea cu colegiul liderilor FSLI, dar și la ultima întâlnire de la începutul acestei săptămâni. Ministrul educației a aflat, să spunem așa, doleanțele. E vorba și de cum se calculează acele sporuri din învățământ raportat la 2018 sau de fapt 2016, cu sensul. Există destule nemulțumiri, ca să spunem așa. Da, nemulțumiri. Ministrul Educației a avut o serie de întâlniri la sediul Federației Sindicatelor în ultimul timp. Luni a fost cea de-a treia întâlnire pe care o avea cu reprezentanți din Federație. Da, avem și câteva imagini pe care o să rog pe colegul meu să le și difuzăm cu acest. Dumneavoastră continuați, ce să spune, dar că telespectatorii să le poată vedea. A fost prima dată întâlnirea cu director, cu contabili, reprezentanții ai contabililor și secretarilor de unități școlare. După aceea a fost întâlnirea cu liderii sindicatelor județene afiliate la FSLI, iar luni a fost întâlnirea cu conducerile, reprezentanții ai conducerile unităților școlare. Sunt multe lucruri de care conducerea ministerului le-a aflat cu această întâlnire, cu aceste întâlniri, atât de la contabil, cât și de la directori. De la contabili cele mai multe nemulțumiri, deci pe lângă faptul că ei nu erau prinși în acordarea acestui spor de neuropsihic de 10%, nemulțumirile erau de ordinul de privind modul în care își desfășoară activitatea. Este vorba de acea aplicație Dusal gestionată de cei de la Siveco și această aplicație se schimbă la două zile, și ce este cel mai grav, cu o zi sau chiar două înainte de ziua de efectuare a salariilor se modifică versiunea, modificând anumite puncte, anumite repere în care se face salarizarea. Să dau un exemplu, profesorii, salariul unui profesor, care își desfășoară activitatea în două școli, într-o școală avea un salariu de încadrare, în altă școală avea alt salariu de încadrare. Deci nu era vorba de numărul, de restul de plată, ci salariul de bază de la care se pornea. Sunt diferențe între ceea ce primește de suma trecută la restul de plată, care este trecută pe fluturașul de salariu, și ceea ce primește cu suma care se alimentează cardul profesor, lucru care nu mi se pare corect, lucruri de care cei de la Ministerul Educației nu știau. Au fost probleme ridicate iar la fel în legătură cu acordarea acestui spor de neuropsihic pentru cei care îndeplinesc funcțiile de conducere. Aveam
și sunt directori de unități școlare care nu sunt degrevați de normă, deci ei își desfășoară activitatea la catedră și nu... E vorba de educatoare în special, de educatoare și de directorii adjuncți și directorii adjuncți de la unitățile școlare care sunt învățători. Aceștia nu mai primeau nici acel spor de 10% pentru dirigenție, deci cea de care beneficiază învățătorul și educatorul de la grupă. Lucruri pe care cei nu le știau sau au tăcut și s-au făcut că nu știu de ele. Lucruri care în urma acestor discuții s-au și rezolvat. Da, sunt multe, chiar am văzut, apropo de mesaje, o să venim asupra lor, sunt deja câteva mesaje care vă adresează întrebări punctuale referitor la diverse sporuri sau alte lucruri. O să revenim asupra lor. Vorbeați de aceste dezbateri pe care le-a organizat FSLI-ul și în urma lor s-au desprins niște lucruri. Foarte mulți din lumea școlii sunt nerăbdători să afle mai multe amănunte despre viitoarea lege a educației. Probabil vă cer și la sindicat să aflați, adică să precizați lucruri. Și în același timp am văzut și la întâlnirea de luni, sunt destul de multe nelămuririle, ca să spunem așa, de ce va prevedea viitoarea lege, mai ales că ministrul educației este foarte mult pe televiziuni și spune lucruri nu neapărat contradictorii, dar care bulversează, să zicem, puțin sistemul. Nu știi la ce să te aștepți. Nu știm deocamdată mare lucru despre această lege a educației, cum va apărea în forma finală. Deja în acel acord care a fost semnat între reprezentanții sindicatelor și conducerea guvernului și de guvernul României, ministrul finanțelor, ministrul educației, era un termen în care până la 31 martie trebuia Ministerul Educației să facă public draftul, proiectul acestei legi a educației. Deocamdată nu au avut sindicatele nu au fost invitate la nicio întâlnire vis-a-vis pe această lege a educației. Ceea ce spune doamna ministru acum, cu modificarea să fie învățământ obligatoriu de 12 ani, bacalaureat că se va da pe profile și să nu mai toată lumea să dea același sistem de bacalaureat, sunt lucruri filozofice care încă nu vedem cum ar putea să fie aplicate. Oricum așteptăm acest proiect al legii, spunea că într-o săptămână va fi dat doar partea de început, ceea ce stă criteriile sau obiectivele care stau la baza unei organizări a învățământului, urmând ca celelalte părți ale legii învățământului preuniversitar, pentru că solicitările noastre sunt ca această lege a educației să fie împărțită în trei legi distincte, să nu mai trebuiască de fiecare dată modificată legea educației și să fie legea învățământului preuniversitar, statutul cadrelor didactice și legea învățământului universitar. Fiecare să fim cu legea noastră și atunci când este de umblat pe o lege, este fie la dreptul la ceea ce prevede statutul, fie la legea învățământului preuniversitar. Deci în afară că probabil vor fi trei legi, și aflăm din când în când câte ceva. Sunt destul de puține informațiile, să spunem așa. Da, puține sunt informațiile care le avem vis-a-vis de acestea. Deci, cu siguranță, dacă nu se va sau se va respecta să fie puse în discuție da, în această lună, cu siguranță nu vom avea în această primăvară o lege a educației, probabil în a doua parte a anului sau chiar anul viitor. Vedeți, această lege a educației ar trebui ca să apară și să fie discutată în toată țara, să fie discutată atât cu conducerile unităților, în colectivele de profesori,
investitori să vină cu propunere, așa, dacă este doar viziunea ministerului sau unor indivizi de la Institutul de Științe ale Educației, va fi viziunea unor persoane și nu a celor care lucrează efectiv în învățământ. Dar ne aducem aminte, apropo de 2010, cred, de acele caravane organizate de Ministerul Educației în epoca Funeriu, iar în momentul când s-a adoptat legea, am fost puși în fața faptului împlinit. Din acele dezbateri, practic, n-a fost nimic. Nimic. Acum a apărut de prima dată o lege de nota 10. Da, asta era sloganul. Era, și care s-a aplicat mai puțin de 50% sau ceva chiar sub 50%, deci marea majoritate, a articolelor au fost modificate ulterior în anii următori de celelalte guverne care au venit la problema conducere. E, am învățat ceva din pățanile din 2010-2011, să nu le repetăm acum la sfârșitul deceniului? Depinde cum va fi această colaborare și cum, deci după apariția proiectului. Este normal, trebuie să fie viziunea celor care conduc ministerul la ora actuală. Poate și politicieni care sunt din rândul cadrelor didactice. Dar trebuie să vină și partea de a se discuta cu cei care lucrează efectiv în învățământ și sperăm să iese și de data aceasta să se țină cont și de părerile celor care muncesc. Apropo și de, cărora li se aplică. De colaborarea cu ministerul, tocmai asta vroiam să subliniez, faptul că au fost mai multe întâlniri la care ministrul educației, secretarul de stat, care a fost și acum Florian Lixandru, arată o anumită disponibilitate la dialog. Acum să vedem și cum se va concretiza această disponibilitate de la acele conferințe să se transforme și în lucruri concrete, să spunem așa. Da, un mesaj care era adresat de către ministra educației conducătorilor de unități școlare era acela de a se implica mai mult în să fie vector de opinie în alegerea școlii românești, ca copiii să rămână și să învețe în România, dar sau chiar dacă cei care doresc să studieze în străinătate, să vină ceea ce învață acolo să aplice în România. Să nu mai plece nici la studii în altă parte, dar și cei care pleacă să vină, pentru că sistemul de învățământ românesc este destul de bun. Cât de bun, că este într-adevăr o multă informație care se dă copiilor și chiar prin lege ce spunea doamna ministru, era ca să se facă căi de acțiune și de canalizare a curriculumului pentru fiecare tip de copil, că nu toată lumea poate ca să sunt apți sau au opțiunea pentru un anumit domeniu să meargă până la un anumit moment dat cu tot ceea ce trebuie să știe, iar după aceea să fie canalizat pe domeniu care este favorabil, pe care poate să meargă. Nu-l ducem până în clasa 12 și acolo îi dăm de toate, iar acolo unul să se ducă într-o parte, fiecare unde consideră că îi place. Și această direcție să fie făcută undeva mai de timpuriu. Nu, deocamdată învățământul intră cu 2 la liceu și îl scoatem fără bacalaureat, practic absolventul de liceu. Una din marile probleme pe care le are învățământul. De fapt, doamna ministru vorbea de niște cifre cutremurătoare. În ultimii 15 ani, populația școlară a scăzut de la 4,3 la 2,8 milioane de elevi. De elevi și studenți, bănuiesc că intră toți. Iar această cifră, deci dintre ei, aproape 100.000 de elevi părăsesc anual țara în ultimii ani, ceea ce este foarte mult. Și cu siguranță nu se vor întoarce, ce spunea doamna ministru, deocamdată nu se întorc din nou în sistem, și aici e o mare problemă.
De fapt, mai este și cealaltă. Îi formăm de multe ori, învață în România, cheltuielile sunt ale statului român, dar beneficiile sunt în altă parte. În altă parte, altora. Da. Apropo de, să zicem așa, problematica, care să știți, deja avem mai multe întrebări, am și promis în prezentarea acestei emisiuni pe online, că o să le spunem amănunte. Ne întreabă Ana semnează, spune așa, domnule președinte, spuneți-ne amănunte despre acele hotărâri judecătorești care nu se mai plătesc și cum vor fi plătite ele, pentru că sunt două tipuri de sume la acest moment calculate de instanțe. Spuneți-ne ce se va face cu dobânzile, spuneți-ne când vin voucherele. Da, era o temă pusă în dezbatere, vreau să lăsăm aceasta mai către finalul, nu, mai către finalul emisiunii, deocamdată să mai vorbim despre problemele care sunt ale tuturor. Bine, și aceste sentințe judecătorești, plata lor, sunt tot ale celor care lucrează în învățământ sau celor care sunt de cel puțin 10 ani în învățământ și, din păcate, sunt și pentru cei care au părăsit sistemul de învățământ, sunt la pensie și așteaptă acești bani. În acel acord semnat la începutul lunii decembrie de către Guvernul României cu reprezentanții sindicatelor, era prevăzut ca până la data de 31 ianuarie să fie plătite aceste sentințe judecătorești, drepturile din aceste sentințe judecătorești. Probabil guvernul a crezut că până atunci bugetul va fi publicat și se va putea plăti. Doamna ministru spunea că în momentul în care bugetul va fi publicat în Monitorul Oficial, în luna imediat următoare se vor da toți banii restanți pe sentințele judecătorești, pe legea 330, cei care mai aveam ultima tranșă sau tranșele care le avem, cei care nu au dat în judecată, cei care beneficiază de legea 85, aceștia și aceștia vor primi integral, deci este vorba de întreaga sumă, la fel banii pe sentințe, spunea că sentințele pe dobândă vor fi acordate integral, nu pe acea eșalonare care a fost făcută de în anii trecuți. Spunea că în primul an se vor da pe 5 ani. Asta a fost cuvântul ministrei. Domnul profesor a fost de față acolo, deci nu e o promisiune, da, exact, nici declarația de la sindicat, asta a fost declarația ministrului, asta o spunem, deci este un angajament al lor, banii sunt prevăzuți în buget, la fel pentru vouchere, deci luna imediat următoare, deci era vorba de luna mai, să se primească și aceste vouchere. Au fost discuții la guvern și la minister să acorde, de fapt, erau prevăzut în 153 ca să fie dată sub formă de sumă lunară pentru acești 1450 pentru concediu, dar cei de la Ministerul Turismului s-au opus și au zis că este mai avantajos pentru turismul românesc să se acorde sub formă de vouchere, ca atunci într-adevăr oamenii vor fi obligați să meargă, existând posibilitatea de a fi transmisibil aceste vouchere. Chiar dumneai spunea că sunt oameni angajați din învățământ și aici mai ales se referă la exemplul nedidactic. Da, nedidacticul care nu au fost de ani mulți într-un concediu. Da, acestea sunt veșuri, eu spuneam, banii sunt prevăzuți în buget și cred că sunt speranțe, să spunem așa, că lucrurile vor deveni. Deci chiar dacă bugetul declarat constituțional de Curtea Constituțională astăzi a fost întors la Parlament, probabil va urma o nouă dezbatere sau oricum va fi retransmisă și atunci nu se mai poate să se opună nici
președinția, nici alte lucruri, ar trebui să intre în vigoare. Deci, într-un interval de o săptămână, două, ar trebui ca lucrurile să se rezolve. Apropo de mesajele de la telespectatori, întreabă cineva, întrebați-l pe domnul președinte de sporul pentru condiții vătămătoare la personalul auxiliar. Da, e o problemă. În ce sens este o problemă? Legea 153 prevedea că de la 1 ianuarie se poate acorda acest spor în baza măsurătorilor, determinărilor care se fac. Dar a venit acea ordonanță 114 care spunea că nivelul sporurilor rămâne la nivelul 30. În 2019 rămân la nivelul sunt cele acordate în anul 2018. Oricum, învățământul nu a beneficiat de acest spor de condiții vătămătoare, automat nici în 2019 nu poate fi acordat. Au fost făcute demersurile tocmai de aceea că ni s-a băgat pumnul în gură pe un fel de a spune vis-a-vis de acel spor de neuropsii care pentru personalul auxiliar, mă refer aici la contabili, la administratori, la secretari, că domnule, ei nu lucrează cu copilul, acesta este un spor care se acordă pentru adică numai copiii stresează. Da, pentru profesorul de la catedră, că în vechea lege, în vechiul statut, era acolo era sub altă formă să dea 2% pentru fiecare tranșă de vechime, adică în funcție de vechimea în învățământ, cu atât erai mai stresat sau... și în compensație am zis, bun, nu le dați acest spor, că ei nu lucrează cu copilul. Atunci, haideți ca să le dăm condițiile de muncă, să umblăm la acel regulament, ca să poată să beneficieze de condiții de regulamentul acela, tot personalul nedidactic și didacticul auxiliar, că și îngrijitorii sunt în situații care lucrează prin centralele termice. Să nu uităm că avem în mediul rural centrale termice pe lemne, nu sunt pe gaze, nu sunt automate ca în oraș. Plus personalul care lucrează cu tot felul de detergenți, toată ziua sau cu mâinile în detergent, cu nasul în detergent, cei care ne fac curățenie după noi, după ce plecăm de la școală. Tot ceea ce se lucrează în secretariat, în contabilitate, se lucrează pe calculator. Este bun, un alt fel de spor de complexitate a muncii. De exemplu, contabilii au primit... nu cunosc în amănunte sistemul în care primesc ca să dea drumul la salarii către finanțe, chiar fiind blocat serverul unde lucrează ei, chiar noaptea la 12 trebuind să dea drumul la state. Deci e o complexitate a muncii. Bun, nu le dai sporul de neuropsihic, dă-le un spor de complexitate a muncii. Acum să vedem în ce măsură vom putea... și tot vis-a-vis de acest spor de neuropsii care stă pe buzele tuturor și este un of al celor care lucrează în învățământ, deci care nu sunt la predare, personal auxiliar este și pedagogul școlar care de bine de rău ăla stă de dimineața până seara, stă în permanență cu copilul ăla pe care îl aduce părintele și stă acolo. El îl trezește dimineața, el vede de el dacă este bolnav, să-l trimite la cabinetul medical, să anunțe părinții, domnule, vezi, copilul e bolnav, vino ial, sau să îl vede ce mănâncă, îl vede dacă i-a plăcut mâncarea sau nu de la cantină. Și e în permanență cu copilul și nici acei nu beneficiază. La fel, bibliotecarul școlar care este cu alături de copii. Da, am înțeles. Sunt tot intră mesaje și am o alertă pentru ele.
Și spune cineva că informaticienii sunt cei mai informaticienii din școli sunt cei mai dezavantajați. Dacă contabilii și secretarii mai au totuși, au mai rămas cu câteva sporuri, informaticienii n-au niciunul. Da, informaticienii erau prinși la, deci în actualul regulament de sporuri, ei erau singurii care puteau ca să primească acest spor de lucru pe calculator. Da. Din păcate, dacă legiuitorul le-a făcut, nu că la noi în învățământ să mai stăm fără sporuri, au dreptate și o recunoaște toată lumea, dar nu fac nimica. Da, din păcate asta e problema, că chiar dacă, inclusiv dacă ați observat, inclusiv doamna ministru n-a exclus acele cazuri punctuale, a spus că se rezolvă, dar din păcate rezolvarea întârzie. Și aici e o problemă. Ne întreabă cineva dacă în viitoarea lege a educației vor fi prevăzute acele 20, 25, 30, chiar așa scrie. E vorba de numărul de elevi la clasă, dacă se vorbește de efective, având în vedere efectivele în scădere din toate școlile din țară. De scăderea efectivă, de obligativitatea numărului de elevi în școală se vorbește, se solicită scăderea numărului obligatoriu și chiar în același timp se vorbește de interzicerea a funcționa clase cu număr mai mare de copii decât prevede legea, pentru că s-au aglomerat unitățile școlare de centru în detrimentul celor care sunt prin cartiere. Și nu știu dacă a fost o afirmație serioasă, dar ministrul spunea că într-o astfel de situație vor aronda prin depopularea unităților școlare din cartiere, vor aronda aceste unități școlare la unitățile de centru și ca să le ofere spațiile, că cei din centru nu mai au spații. Sau mai, da. Construiesc da. Și da, aceasta este dorința și intenția multor părinți, că dacă se merge în centru, acolo se învață carte. Da. Carte învață cu orice profesor, chiar dacă este de la o școală de cartier. Nu, deci sunt profesori care au plecat dintr-o școală de cartier și s-au dus la o școală de centru. Oare acel profesor face altceva la școala de centru decât făcea în școala de cartier? Profesorii care își fac treabă și în ultimul cătun din județ, unde n-au poate nici apă curentă, și își fac și la Colegiul Tudor. Da, vreau să remarc apropo de chestia asta, de efective. Exista la un moment dat o inițiativă, cred că pe vremea ministrului Liviu Pop, apropo că provine din rândul sindicatelor, ca efectivele să se ducă, efectivele minime, având în vedere mai ales situația din Transilvania atunci, dar ne afecta și pe noi, să coboare de la acel 12 minim obligatoriu într-o clasă undeva la 8, pentru că să ținem un secund de populare. Se mai aude ceva de acel proiect? Dar în cătunele care sunt sate izolate, școli izolate, acolo funcționează și acum cu 6-7 copii în clasă, acele clase funcționează. La fel cele care sunt în rândul minorităților, la fel, ele funcționează. Doar la noi se tot trage de păr ca să ne încadrăm în acel cost standard care mereu ne dă peste picioare cu el. Da. Apropo de costul standard, poate spunem telespectatorilor că s-a anunțat, chiar dacă bugetul nu e oficial, s-au anunțat două lucruri importante. Un buget istoric, cel mai mare din ultimii ani, 5,5% din PIB, și a doua, costul standard, că va cunoaște o creștere, zic eu, semnificativă.
Da, să vedem și el a crescut, dar să vedem și în faptic. Ceea ce era o solicitare a conducătorilor de unități școlare, de la o unitate școlară mare, care se încadra în bugetul, în costul standard, solicita să nu se mai transfere banii de la o unitate școlară care se încadrează, care îi ajung banii pe cost, să împrumute pe altă școală care nu se încadrează. Adică unii își drămuiesc sau își calculează ultimul bănuț, iar alții poate au fie personal mai mult angajat, fie au copii mai puțin la școală, ci această diferență de care lipsește unei școli să fie dată de minister, nu să se ia de la ceilalți și școlile respective să-și poată cheltui întregul cost standard de care beneficiază. Păi avem, dacă luăm situația Gorjului, sunt doar puține școli care se încadrează pe costul per elev. Deci, da, deci, iar diferența de care au nevoie să vină de la Ministerul Educației, nu să vină de la Colegiul Tudor, care să dau care nu se încadrează, apropo. Nu știu dacă se încadrează. Deci, cel puțin din datele publice până acum, și colegiile cele care au internate, niciunul nu se încadrează. Da, aici sunt probleme. Da. Era o propunere, iar la fel ca această gradația de merit să nu mai fie calculată, să se regăsească în costul standard și gradația de merit să fie alocată suplimentar peste costul standard, că aceasta oricum scade costul standard privitor la salarii. Da, bine, ar mai fi și o soluție economicoasă să avem profesori foarte tineri care nu se încadrează pe să n-aibă grade didactice, că automat sumele ar fi mai mici. Dar o să le vină rândul. Cât de curând vor fi destui tineri care vor intra sau care au intrat și vor rămâne în continuare. Ne semnalează cineva, apropo de situația navetei în județul Gorj, spune așa: domnule președinte, având în vedere că aveți sindicatul cu foarte mari ramificații în județ, trebuie să rezolvăm și problema navetei. Sunt încă comune care nu decontează naveta. Nu pot să spun că am epuizat toate căile de a rezolva această problemă. Știm, ce este mai dureros este că multe primării așteaptă să-i dăm în judecată și după aceea să le dea banii la oameni. Alții avem sentințe judecătorești împotriva unor școli și nu se pune în aplicare. De exemplu este cel de la Căpreni, unde un judecător, nu știu din ce motiv, a scos din parte Consiliul Local. Deci ori naveta vine de la Consiliul Local. Da. Dar și pe acest fond primarul nu vrea să dea banii de navetă, dar nu știe probabil că orice sentință îndreptată împotriva școlii este obligat Consiliul Local să o achite. Căpreniului, sigur îi vom pune executare silită pentru cei 5 profesori care fac naveta la Craiova și cărora nu vrea ca să le dea naveta. Și mai sunt și alte comune care nu decontează, că nu au bani. Suntem de acord că probabil și dumnealor au bani. Nu știu în ce măsură vor avea bani în acest an în care, țin minte la discuția pe marginea bugetului, toate primăriile, toți primarii se văitau, strigau că nu le va ajunge bugetul, mai ales că trebuie să-și plătească și asistații sociali toți din bugetul care l-au la dispoziție și nu le vin bani separat. Dar să sperăm, eu știu că lor nu le aduc voturi acești navetiști, dar în același timp trebuie să se gândească că le educă copiii celor care îi votează pe ei.
Și chiar dacă au de organizat zilele comunei respective și alte chermeze cu oameni din sat de acolo, să se achite de cei care muncesc pentru copiii lor, să le educe, să-i educe. Da, încă un telespectator spune, Ciuperceni spune dânsul că este, zice că trebuie făcut ceva pentru, chiar așa, un apel, trebuie făcut ceva pentru școlile rurale, care rămân cu foarte puțini copii și nu mai asigură calitate dacă sunt la simultan, iar dacă nu sunt la simultan, nu mai funcționează. Trebuie găsit o soluție și dumneavoastră, sindicatele, trebuie să vă implicați. Altfel, nu vom mai avea școală la țară. Este o realitate. Este o realitate cu scăderea numărului de copii în mediul rural. Acest învățământ la simultan nu este chiar atât de benefic pentru copii, în primul rând. Nu știu dacă se va găsi, deci oricum școlile nu pot fi desființate în mediul rural. Acea școală va trebui una singură pe UAT trebuie una, să existe. Una da. Trebuie să existe. Se vor, da, probabil microbuze, în continuare programul acesta de achiziție a microbuzelor va funcționa, să-i aducă pe copii la centru, să facă cât mai mult copii. Acum problema care se pune, să reușim ca aceste clase să funcționeze de sine stătător, să nu fie la simultan, pentru a avea un proces instructiv educativ eficient. Da, deocamdată am epuizat mesajele, ne întoarcem la problematica noastră și ne întoarcem la dezbaterile care le-a organizat FSLI-ul în această perioadă și dintr-un alt motiv, faptul că sindicatele vin și cu soluții, și a spus deja câteva care le-au adus în fața ministerului, deci sunt un partener de dialog important și sunt specialiștii sindicatelor care se implică în configurația, să spunem, noilor legi, dar și altor chestii. Logic ar fi mai ca ministerul să colaboreze și înainte de a lua anumite decizii, nu după ce le ia retroactiv. Da, ei reacționează. Da, reacționează ceva de genul, da. Reacționează după aceea la ceea ce le spunem noi. Au fost discuții foarte multe la cei care lucrează în sportul de performanță, în rândul copiilor, directori de cluburi sportive școlare care s-au plâns de lipsa fondurilor pentru deplasarea echipelor în competiții, chiar puneau problema că ar fi mai bine dacă ar putea să treacă cu finanțarea de către consiliile locale, să le asigură că atunci ar fi interesați și consiliul local să aibă echipe în comună și să asigure baza de masă a sportului de performanță cu adevărat. Era din discuția aceasta și a fost propunere, dar dacă luăm exemplul Târgu Jiului, s-ar putea să nu fie cea mai bună. Unde se blochează înființarea unui club sportiv municipal. Da, la ei sunt probleme, de exemplu, iar la fel cei de la Palatele Copiilor solicitau ca concediu de odihnă să poată să-și ia și în altă perioadă, nu numai în perioada vacanțelor de vară, având în vedere că activitățile lor se desfășoară mult pe perioada vacanțelor. Chiar solicitau să poată să-și ia concediu de odihnă în perioada tezelor copiilor, că în acea perioadă copiii nu frecventează aceste activități de la Palatul Copiilor și atunci se poate să-și ia și ei concediu. De asemenea, cei din sportul de performanță, iar la fel spuneau că ei vacanțele școlare le-au ocupate cu competiții cu copiii. De asemenea, sâmbăta, duminica, ei sunt în competiție, merg cu copiii la competiție și zilele astea nu
se regăsesc în alte domenii, se sunt zile plătite dublu sau măcar să și le poată lua la concediu ulterior. Și un of mare al lor este acordarea sporului de dirigenție, acel 10% de care beneficiază un profesor, diriginte, învățătorul, educatorul la preșcolar, să poată să beneficieze și ei, pentru că, la fel cum vorbeam de pedagogul școlar, în aceste, așa zise, deplasări, să nu le spunem excursii, cu copiii la competiție, ei răspund la fel de acești copii, poate că ei fac o educație în plus, că îl învață pe copil să mănânce, să se îmbrace singur, să se spele după competiție, dimineața să se scoale, să-l vadă. Deci este cel puțin 2-3 zile cât este în deplasare cu el, este părintele lui și trebuie să-l învețe cum se comportă, să se comporte în mijlocul de transport în comun, cum să se comporte în competiții, unde este o educație și acolo. Da, suntem pe final de emisiune, într-un minut. Spuneți-ne ce aveți pe agenda următoare, pe perioada aceasta până la sfârșitul anului școlar, deci practic până în vară. Până în vară trebuie să vedem în primul rând aplicarea acordului să se facă și să vedem, este ce în perioada chiar imediat următoare după aprobarea bugetului vom intra în negocierea unui nou contract colectiv de muncă. Acesta la nivel național a expirat în 22 februarie. Noi suntem încă sub contract pentru că nu au trecut cei 2 ani al nostru la nivel de județ, fiind încheiat în luna iunie, semnat de Inspectoratul Școlar, iar unitățile școlare merg în continuare pe cel vechi până pe data de până în toamnă, când ei atunci au încheiat între sindicate și unitățile școlare. Un contract de muncă care sperăm să fie mai bun pentru cadrele didactice, să aducă noutăți și care va trebui, așteaptă iar la fel legea educației, care va trebui să fie în concordanță cu prevederile din lege și din statut. Da, poate noul contract va avea acest lucru. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc că mai sunt multe de spus, sperăm, dar trebuie să mai așteptăm și câteva rezultate ale acestor dezbateri și a acțiunilor pe care le întreprindem. Da, vom relua aceste subiecte într-o emisiune următoare. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educație, a fost cu noi domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Mulțumim pentru atenție, la revedere!